ediția ordinară a Consiliului la data 19.11. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, inițiator Timan Cornel. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea executării din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Fiscală a orașului Comănești. Și punctul 4, diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinele propuse, pe de acord. Vă mulțumesc. Propunerea este ordinea de zi aprobată. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal și ședinței ordinare a Consiliului Local în data de 19.02.2018. Ați avut la mapă. Dacă sunt întrebă în obiecțiuni. Întrebări? Dacă sunt întrebări la ședințele verbale, la ședințe precedente, parcă nu se poate da, mă rugăm. Nu. Aștept și vă mulțumim. La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea statului planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018. Este procedura standard care se aprobă prin hotărâre de Consiliul Local. Apoi, Agenția Națională a Funcționarilor Publici ne dea rundă verde pentru examene de promovare, examene de recrutare și alte modificări care pot fi făcute în cadrul funcțiilor publice care alcătuiesc aproape specialitatea sumată. Angajări noi nu. Și angajări? Singura chestie care e. Asta nu putem să scoatem la concurs, niciun post. Până când nu ne dă aviz la NPP. Singura chestie este un post care l-am deja cu moștenicajul de deșteptare și unul altătate. Asta e pentru urbanism. Dar din păcate am avut... De multe, dar... Din păcate am avut CV-uri depuse, dar nu sunt de specialitate. Urmând ca să hotărăm, ori facem un contract de colaborare și... Cu cineva? Da. Vomul este un om care se ocupe. Deci nu înseamnă în sine numai o prezență de construire. Sunt și alte. Totul ține de urbanism. Foarte multe hârtii care vin, la care trebuie răspuns. Știți că termenele în administrație sunt foarte stricte. Și avem nevoie de om. Deci nu se poate. E o comună în dezvoltare, mare. Noi am încercat să ce totuși un ceva prin transfer, pentru că poate să mai nou îți poate angaja. Deci cineva să fie de specialitate, nu angajez, de exemplu, la nu e ca tine, la 23 de ani, dar până să prinde experiență, deja... Dar vom încerca. O să încerc, am încercat pe studii de specialitate, o să încercăm, dacă nu, și până la deputat, că asta este de încercat. Da. Contract am găsit? Contract de... Probabil că, dar n-am studiat, că n-am... Problema este că la contract nu putem da autorizații, pentru că legea 50 a construcțiilor spune că această activitate se face de un funcționar public. Deci obligatoriu trebuie funcționar public. Deci fost în cadrul aparatului de specialitate, funcție publică. Așa spune legea. Da. Deci noi trebuie la un contract de colaborare pe cadastru și să rămână domnul Giuliu, având în vedere că el are cursul de urbanism din 2007 pe urbanism. Ne-am gândit și la posibilitatea asta, dacă nu reușim să găsim pe urbanism, pentru că e greu. Primăririi cam și-au făcut echipele, ca să zic așa. Doar dacă cineva e interesat la o comună mai îndepărtată, să vrea să vină la noi prin transfer, am văzut că aici e aproape. Probabil știu și situația comune. Nu știu asta, da. Poate, da. Nu e comunul chiar așa de greu. Noi ne-am făcut singuri de aici. Sunt și altă parte. Să descurim probleme. Nu numai la rizică, nu vreau să urmă. Dar mai așteptăm. Nu avem o cărciu fost publicat, noi mai așteptăm până este terminul.
de depunere. Acum, dacă avem hotărârea, o postăm imediat pe site-ul Anicropeului și după aia ne dau ochiul și imediat scoatem. 1 aprilie scoatem la concurs. Da. N-avem... Să scoatem dacă avem ce? O, da. Până nu scoatem să vedem ce se prezintă. Asta este. Cine se prezintă? Așa am putea angaja și cineva mai. Tornul ca să zicem să fie inițiat, să fie deputat. Este cu studii superioare, de studii minimă în specialitate un an. Este pe gradul asistent. Și pe urmă să fie inițiat de cineva. Nu îți ceri vechimii foarte mari. Să-și colești aici, da. Nimeni nu-și place. Exact, asta nu se strâmbă. Nu-i problemă. Niciodată n-am putea atunci să introduc. Să găsești o urmă de echipe din prima nouă urmă. Da. Schimb plan de ocupare la fel, o să schimb până la trebuie. Asta este legea de făcut prin Consiliul Local. Da, da. Fiecare da, are și noi. Da, este o schimbare și foarte bine la bine și am prezentat-o Consiliul Local. Da. Da. Dar sunt întrebări, dar nu pot eu. Ați avut la mape. Vă mulțumim. Trece la punctul numărul 3, pe hotărâre privind aprobarea scuderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, orașul Comănești. La ultima ședință a visului, care a fost pentru prezent în Consiliul Local, s-a prezentat spațiul orașului Comănești, care nu vrea să facă, adică, mă rog, ei au un contract de salubrizare cu o firmă. Au niște fonduri europene și trebuie să meargă cu această firmă înainte. Pentru că fonduri europene să... Trebuie să-și vezi proiect. Proiect. Sunt chiar bani, nu? Ori conform statutului de adis, care este votat de toți cei 90 ceva de membri, așa, nu prea este corect. Ei au introdus, au introdus în contractul cadru pe care și noi l-am aprobat în ianuarie, dacă țineți minte când am avut alea multe de la adis și adis, au aprobat în contract clauze de la contractul lor pe care îl au ei și nu este legal. Asta înseamnă să ne oblige și pe noi, celelalte OAT-uri, la obligațiile lor și nu este normal. Și singura soluție este excluderea, pentru că deja am înțeles că la 1 aprilie s-a închis celula 1. Deci nu se mai poate aduce noi la celula 1 și obligator trebuie terminată procedura de semnare a contractului cu cele 3 firme, știți, care au fost câștigătoare în urma licitației, că ne obligă Uniunea Europeană. Deci nu avem cum să mergem așa în continuare, trebuie deschis celula 2, obligatoriu. Și atunci, singura soluție ar fi excluderea Comăneștiului. De către fiecare OATEC. Asta e procedura. Asta e statutul OATEC-ului. Va fi și o să colaboreze într-un fel, adică mai lăsăm noi, mai lasă ei, adică nici nimic nu îi urmează pe al lor. Dar nu trebuia să pună prevederile alea. Asta înseamnă să încarce adresul cu niște probleme care nu sunt ale lor. Care sunt ale lor și care le dă și nouă. Adică e obligă pe toți ceilalți, da, 90? Da, păi odată ce... Deci contractul trebuie să aibă aceeași formă. Da. De asta s-a și trimis modelul de contract și fiecare UAT a trebuit să-l însușească prin hotărâre de Consiliul Local. Dar ei erau membri ADIS când au accesat proiectul ăsta de care... Și cum le-au acceptat ADIS-ul chestiunea asta? Deci au spus de atunci că trebuie să se hotărască unde rămân. Da? Problema asta e mai veche, dar acum a ajuns în punctul în care... Nu se mai desfășura viitorul acceptor. Eu am fost acolo pe Valea Muntelui, într-adevăr, este o lucrare de învergură. Păi tocmai dacă au acceptat adisul atunci ca ei să facă proiectul ăsta, ar trebui să înghită hapul acum adisul. Dacă își merge apa, ei trebuie să meargă separat cu... E baza doar că unul dintre cei care este desemnat, asociația de SECE Ecosud, face la ei. Deci ei fac, operează în zonă. Așa. Ce-au fost acolo, nu știu cum au gândit-o ei. Nu știu, nu înțeleg ceva. Deci nu e aceeași pălării ca la Dărmănești.
Deci, la Dărmănești, între timp, s-au reglat problemele. Deci, s-au reglat. Da. Da. Păi noi ne împiedicăm, noi suntem membrii ei, până la urmă, dacă se conformează. Păi da, și acum dacă 20% din toți membrii votează pentru și 70% împotrivă? Cam toți au votat pentru. Cam toți au votat pentru, pentru că asta e și statutul. Da. Deci și chiar și ultima adresă care a venit. Și noi, dacă de la ea, tot la fel se votează și conform statutului. Deci nu este nimic ilegal sau... Păi am spus partea urâtă cu recuperarea sumelor pe care le-a cheltuit adisul... Cu ei. Cu ei. Aici e, de fapt... Oricum durează. Da. Indiferent cu aici, de fapt, ei. Nu știu cum o să tranșeze chestia asta în instanță, probabil, de către adis. Na, au oamenii acolo de specialitate. O să vadă cum o să găsească soluția ceva. Sau poate ajung la o înțelegere ca să nu meargă în instanță, că și asta implică niște costuri suplimentare. Deci toată lumea a votat pentru excluderea lor din... Da. Deci, da. Poate tot eu vă nu, dar nu au avut toți ședințe, nu, știți, dar... până la sfârșitul lunii. Dar ce-au fost până acum, toți au votat. De ce așa aveți toată viitoare să până la să ne cerem la să până atunci situațiile, că să fie miștea. Da. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu... Votăm, ce să facem? Dacă așa directiva... Dar nu este directiva, deci asta este din confort statut, nu și-o respectată trecut. Asta e tot. În momentul când se zice așa un contract din mult, când se respectă trecut, se... Cu litera I. Cum era? Da. Poți să te-ți de acord cu forma propusă a proiectului de fărăre? Da. Câte voturi? Hai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Domnul Vice, vă abțineți? 10 la 3. Vă abțineți. Mai împotrivă. Împotrivă. Vă abțineți și domnul împotrivă. Și când ne-am deci... Păi ne-am șarul, m-am dat puțin. Aia faceți cu ei acolo. A dat gazolină. Acum la culturi mă robat la diverse, știți că noi am demarat procedurile astea de pentru 4 ani de zile de predare a sistemului alimentare cu apă la crap. Așa. Acum s-au trecut într-o linie dreaptă și cu canalizarea pe Brunajel, ceea ce interesează pe noi, de alimentare cu apa meu. Da. Mai am avut o ședință la crap, s-a trecută. Eu au fost, într-adevăr, la noi zi, am văzut sistemul de alimentare cu apă, dar tot în partea de vertică, sunt partea la... Mâneața. Deci sunt bună de pe teren. Așa. Mai ne-am pus acum niște chestii care sunt interpreți, vă știu, dacă se putem face o dată. Adică ce am făcut în 10 ani, să facem într-un 2-3 săptămâni sau în lume. Dar o să avem o discuție și cu doamna directoare de la CRAB. Sistemul acolo este funcțional, deci nu este... Este în parametri, este... Din punct de vedere al calității apei este bun. Dacă o să le facem noi să scoatem toate apometrile la stradă, să înscriusăm niște chestii care credeți că au sunt niște chestii care nu au fost făcute la început. Au pretenții la nu știu la ce comună să aibă la fiecare comună de canal lacăt. Medica nu vrea să văd. Și dacă vor apometrile la poartă, să vină să le poartă linii. Emitere de facturi, încasare, penalități, cu... ceea ce ar trebui făcut în câțiva ani. Nu acum, mă apuc eu și fac într-o lună, o săptămână. Păi să nu găsească modalitățile de a le forța la toate chestiile astea și să semnăm, să fim de acord, după aia să ne pară rău. Noi le-am prezentat, ăsta e sistemul, funcționează, îl vezi bine, nu l-ar vedea, noi putem merge și fără... Dar de preț, să vorbim ceva? Dar de preț, o să fie asta. Prețul a doua și să-i lăsă. Nu, 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 nu,
Deci prețul va fi făcut unitate doar din comunele. Da, 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 asta va fi. Deci nu aruncăm vorbesc din Consiliul Local așa, sau prin comună, dublăm și facem fel de legi. Este o prostie. Se va face un preț unitar calculat în baza unui proiectul de calcul. Nu se face când. Nu fac de capul lor. Vrea cineva și nu. În momentul când avem canalizare, să plătim acel, plătim jumătate din vara sau cum este. Da, da, da. Deci faci totul capa, nu? Gata, a venit crapul, gata, a dublat să-ți facă un decizie. Asta o să-l am spus că o să vină prima dată din Consiliul Local. Deci nu să ne... La urmă, pe noi cine încurcă ca să rămâne cu... Noi vrem canalizare, practic, nu? Și canalizare, o să fie un singur operator pe județ. Deja și primării din jur, Magura, Bărcescu, care nu vreau. Nu ne putem interesa să obținem un fond pentru, și pentru canalizarea asta. Ca să nu ne legăm de ei. Și nu avem treabă. Cum am obținut apa, care este făcut tot din fonduri? Ești consilier mai vechi. Sunt de 4 ani de zile prins în acel program. Tu disperați, nu-ți mai dă nimeni. Este programul până în 2020 trebuie să fie început. Ca și lucrare. Noi am dat cu obiecția, a fost și noi trebuie să acolo pe lista neagră, lista neagră. În sensul că ridica problema. Noi avem asfaltare, da? Da. Avem până în 2020 garanția. Ce facem cu acea garanție? Noi am semnat-o, suma nu e chiar așa de mică. Și aici sunt problemele cu... Te trebuie spart din nou, dați seama tot. Da. Și s-a spus foarte clar, în momentul când va veni operatul, la mără, cum se numește executantul, îți va pune în vedere prin autorizația de construire, cum aduce să la starea inițială. O spart, o duce înapoi, cum a fost. Nu asta e proșoam, acolo o să spart și zic tot. Oriunde, sigur că da. Dar eu vă spun, pe plan local, să faci una aceste investiții, așa dar într-un la 2 milioane de euro, nu putem. Am vorbit de local, am vorbit de fonduri, fonduri care... Noi suntem prinși undeva. Iar cine sparge, face la loc. Cei care obține fonduri și va obține lucrarea, de execuție, își iau răspunderea să facă aceeași chestii cum face și... Nu? Deci în acest spate să nu vorbim de facem noi, pentru că suntem, nu știu... Iar chestia a plăsut și dacă sunt din Consiliul Local să plece cum trebuie. Pentru că vrem noi să predăm, nu mai putem mai de două ori de ei, așa. Dar este, va fi un singur operator, care va opera prin ADIP și ADIS. De tot județul, nu numai la vizitorul. Da. Astea sunt legile, astea sunt, o să fie foarte greu și pentru noi să mai obținem avizii, până apoi le-am obținut, pentru că asta au fost. Astea sunt directivele, mulțumire, nu putem să le așa, să vedeți noi membrii, cu vrem, nu vrem, ne luăm înainte. Cu două tăișuri. Cam asta e chestiunea, cu două tăișuri. Așa e la șeput, nimeni. O faci nu-i bine, nu o faci, nu-i bine. Nu te-am întâmplat, am văzut, am văzut și pe dacă nu cred că-mi dau. O spuneți dumneavoastră cu prețul, cu aceeași preț, la postul. Deci dacă asta e situația. Neantoare, că vițelul s-a născut și vezi cum vezi de care este. Nu, nu, dar prețul, 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 și aveți dumneavoastră că dacă prețul, de exemplu, noi nu avem canalizare, să se bage prețul cum au luat canalizare. Ia exagerez. Se la canalizare, că știi pe o bani canalizare. Când o știi canalizare? Când o știi canalizare, cum mai mare, sigur. Și pot face, ca și cum e o asociație, ce sunt cei cu canalizare, cei cu canalizare o să ne ajute pe noi să facem și noi canalizare. Poate la asociație. Nu că... Da. Da, și acolo o să vedem. O să ne vină o dată de calcul, o să vedem cât costă, cât este, cât... Avem termene când trebuie să vină să ne preia? O să o dat... Nu, eu am fost într-o vizită asta preliminară și am prezentat puncte pe care noi ar trebui să le remediem între timp. Dar avem acea extindere în... În talba este autorizată, pentru că a fost făcut de la început. Este în Măgura. Partea de la Metalbac și partea despre... Cum îi spune acum? Dealul Mare? Dealul Mare. Acolo mi se cer ca să facem noi proiect, autorizații tot. Credeți-mă că nu depășește problema. Și preia frumos. Ori ține, ori dacă nu-i debranșează, și pe asta va. Nu talba, nu. Talba este autorizată încă din 9 de
Nu e mai predator așa urât. Ok, e lungă. Pentru că asta este. Din ăsta în casă, trebuie să-mi sparge, sunt... Nu se încasează acolo. Aia e greșul meu. Pierde mare. Nu se încasează. Nu se încasează. Ba da, se încasează. Se încasează. Deci, acum este o dată la parcare. Am mers cu bun de scavador până acolo și când am văzut lescatorul, am început să... Scoate bani. Nu mai găsești așa lui, nu-i găsești acasă. Am fost racordați ca un fel de ajutor, pentru că nu aveau în zonă cei de la Măgura și au adorat și s-o... Da, de timp ce au făcut și sistemul de alimentare pe partea privată. Da, da. Da. Asta e lumea, dacă așa... Da, asta așa ca o informare. Când o să vină ceva, o să... Voi pe început se miște, într-adevăr, se dorește că acest program de canalizare sau, mă rog, extindere alimentare cu apă și canalizare este pe 2014-2020, deja este în 2018. A, nu mai fi 2 ani și îi eliminăm de acum. Nu, dar trebuie să fie fonduri. Să fie banii, unde ar ceva. Fonduri, sigur, dar suntem prins deja. Și vă spun eu, acest program este ca ultimele printre astea pentru pe fonduri. După aceea, ce o să mai fi? PNL-ul, ce o să mai fi? Canalizare până în 2020? Noi suntem prins deja, o să prindem. Dar după 2020 încolo deja, nu se știe. Mai bine. Probabil o să fie cu posibilitatea de prelungire. Vedeți că multe se schimbă. Vine Paștele, de fapt, vine Crăciunul. De Crăciunul a fost Paștele. Da, să fie sănători sau mergem acolo. Da, sigur. Da, este și domnul șef de post, domnul Fraudu. Și dau cuvântul, da. Credeam, nu știu dacă ați discutat, s-a ridicat mingea la fileu problema. E o problemă cu privire, n-a venit preotul paroc, privire la barurile și programe funcționale de raza acestei comune. Așa, am făcut un element de cooperație în legătura cu serviciul de ordine public la Bacău și cu șeful poliției municipiului Bacău, așa, Bacău, care are populație de 188.000 de oameni, pur și de rezidenți, care studenți și alții. Așa, tot municipiul Bacău chiar mi-a scris, așa, pe raza secției 1 urban, există un singur bar care este non-stop, care este și sală de jocuri, la Narcisa Nobil Barul, și pe raza secției 2 sunt 8 baruri, dintre care unul este club de noapte până la ora 2, mai este o altă sală de jocuri până la ora 3, 4 cafenele care au până la ora 23, deci se cheamă cafenea, beau un jobere, dar e cafenea, și 2 baruri, care sunt cu profil karaoke și bar, e Valhalla și încă o prăvălie. Așa, în schimb la Luizii Călugăra avem așa, 10 Orociocu până la ora 2, 10 Mahami Comexim până la ora 2 și am înțeles că urmează să solicite autorizarea Ilie Cojan. Deocamdată aia e până la ora 00 sau 23. Am vorbit și cu reprezentantul parohiei, cu părintele paroh și ceea ce s-aude de la aceste baruri, țipete, urle din jurături, omul a spus foarte... Clar, doamne, cruce am pe biserică, biserică o am aici, Dumnezeu e peste tot, dar n-am nevoie să iau și noaptea. Așa, gândindu-mă, și cred că gândim la fel, sau așa, trebuie să gândim. Așa, noi ca instituții statului, primării, consiliul local, poliții, parohii, suntem în slujba cetățeanului, de asta suntem aici. Așa, și fiind în slujba cetățeanului, trebuie să ne gândim și când autorizăm așa ceva, și când aplaudăm chestiile astea și încurajăm, de o parte. Pentru că cetățenii din jurul bisericii nu vin neapărat, e lumea mai reticentă. Mai vine la domnul primar, mai vine pe la mine, dar nu vrea să depună plângere, se duce la parohie. Nu a apărut părintele paroh care are o problemă reținut, dar când o să-l întrebați părintele paroh, o să vă spună cam ce aude. Am înțeles că și am început să înregistrez toate vorbele frumoase. Evenimentele. Ar fi bine să luăm în calcul treaba asta cu privire la programul structurant. Poate, ca într-o comună de 5.500 de oameni, care mai sunt vreo 3.000 pe acasă, să avem 3 baruri în jurul bisericii care le caz de culp, așa și într-un municipiu la 180.000-190.000 de oameni, vreau să de acolo plecați pe 20.000, să avem 8, dintre care, dacă stăm și ne gândim, e un 3 până la 23 până la ora 00. Deci nu e posibil să ne gândim și partea cealaltă. Deci ce forță de ordine publică are municipiul Bacău, că sunt 2 secții și au în jur de 4 de oameni care sunt așa și aici suntem 3 oameni marșulați, care lucrăm în schimbă și ăștia. Am înțeles. Propunerea dumneavoastră? Propunerea este, mingea este în curtea dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă vă place de ordinea comună, încurajați această... Care e propunerea?
duceți la dumneavoastră, n-ați hotărât. Deci eu v-am, doar v-am spus, când va veni cineva la mine și va spune, dom'le, e gălăgie, nu autorizez eu așa ceva. Mergeți și fiți la primărie și luați legătura cu reprezentanții primăriei. Noi avem un regulament, știți, aprobat, cred că 2016, regulamentul nu se referă și la programul de funcționare, deci până acum s-a lăsat la latitudinea fiecărui agent economic să propună, să-și facă orarul. Orarul, da. Dar pentru ședința din aprilie vom avea un proiect de hotărâre de completare a acestui regulament cu un program de funcționare pentru obiectul de activitate de VAR. Și probabil că propunerea va fi ora 10. Cred că e o oră destul de decentă pentru Și nu are răspunsul să facă. De ce? Nu vorbim. Spuneți, domnul Ghencea, suntem în ședință, să auziți acum. Când o să fie. Noi, cum a spus și domnul Claudiu, are autoritate cu funcționarea, dar nu pot să iau, să-i amendez, să-i... Deci asta va fi luna viitoare, cum va fi pe acel regulament renumit, pentru că este regulament făcut în 1900. Nu, nu, hotărârea aia se referă doar la programul de discotecă. Avem o hotărâre din 2002, actualizată în 2009. Nu face obiectul barurilor. Deci numai pentru... Aici s-o cam confundat urea pe discoteca cu barurile și cu valea... Da, și de asta s-o dat până la ora 2. Deci în jurul bisericii toate alimentările astea, cum se mai numesc ele, au până maxim ora 23. 20 de are Emil, 20 de are Cojan, 22 jumate are Varga și eu știu care 21 sau nu mai știu. Dar nu mai departe 23. Iar aici trebuie reglementat în viitoarea ședință, este programul de funcționare a barurilor. Până la ce oră le vom avea autorizat funcționare. Bineînțeles că Coșa nu va lua autorizat din bar în fața bisericii. Asta e 100%. Da. Nu autorizăm. Cel puțin mai sunt înverdezi în care ne fi. Dar atât nu o să iei bar. Bara nu va. Are măcelării, are alimentare, are tot ce are. Iar dacă faci bar în fața bisericii, la 2 pași, este pe răspunderea lui. De la primărie nu se primească autorizat din bar. Cel puțin din bun simț dacă nu te legal. Exact. Asta trebuie să decidem noi aici, cu litere de lege, să spunem treaba. Nu există să ai o bară. Nu e problema care se face, este domeniul. Legea 61 este un articol care prevede treaba. Și barul domnului Ciobanu este cumva bilateral. Problema e că sunt și ceilalți doi care distanța nu este mare între ei. Sunt numai că unul e în față și celălalt e în lateral. Și atunci, dar noi țin bani de ceva. Adică, băi, eu știu ce pe ala și pe ala nu. Și este discuția asta. Băi, ce facem aici? Eu sunt lateral și ăla e în față. Care sunt ai noștri, la urma urmei, nu sunt a nimănui, sunt ai noștri. Așa, a existat o problemă cu câțiva ani în urmă cu o persoană de aici care a fost mușcată tot pe aici, prin zona dispensarului. Așa. Dar sunt aceste haide de câini, care sunt oameni care
chiar săptămâna asta a fost un cetățean, dar nu mi-au parit vreo 10 găini, mai aveam două bebile și le-am mâncat și pe alea, am găsit câinii când scuipa penii, ce zi fac? Da. Așa, îl omor, n-am voie să-l omor, dar acești câini sunt un pericol. Așa, și au mai fost săptămâna trecută pe aici, tot în zona asta și în câmp. Deci sunt părinții, deci n-au cum să-și trimită copiii la școală dimineața. Trebuie să iese unul dintre ei cu 3-4 copii de pe uliță ca să-i aducă la o intersecție la drumul județean ca să poată să-i preia microbuzul școlar. Deci trebuie rezolvată treaba cu câinii, pentru că avem și presa acum. În momentul în care o să fie o chestie cum a fost acel caz la București, acel copil a fost mușcat, omorât în parc, așa, și o să avem o speță genul ăsta, nu știu cum o să scoate în mâneca, oarecum. Am înțeles că firma de ecalisaj este doar la primăriei municipiului Bacău. Este adevărat treaba asta. Dar aseară, la ora 9, am cules aceste date. Primăria Comunii Sărata și-a colectat cu 70-80 de câini săptămâna trecută. Prin servici proprii. Printr-o firmă specializată. Da, în adevăr, costă bani, din ce am înțeles, au costat ceva bănuți, destul de mult, așa, dar nu știu acum ce mai important. O anumită sumă de bani, toate sunt importante, sau viața unui om. În momentul în care un copil sau orice persoană a ajuns undeva, cineva va răspunde. În afară de familia persoanei respective care e decedată, agresată, se mai distrug și alte două, trei familii pe lângă. Sau poate și mai mult. Da, o să regătăm ceva să vă răspundem. Deci trebuie avut în răzire, care are în primărie. Excitat, domeniu. Păi, lasă la păduri. Da, tot să lasă la păduri. Nu să lasă la păduri. Cei care au colectat câinii din Comuna Sărata, au luat la păduri. Au plecat în mașină specializată și au plecat de unde au venit. Tu, unde? Poate că mai trebuie să facem la un moment dat, să facem toată lumea iubește, dar nimeni nu își asumă să-și ia un câine de acasă. Cine e în țară? Eu îi iubesc, dar să-i stea pe lanț. Da, da. Nu, mă, dacă nu sunt aici, dacă aveți probleme care nu ajuns la urechile mele. De ce nu face lumea reclamații? De ce nu vin la... Întrebați, sunteți din comună, din comunitate. Înseamnă că totul e ok, dar cum să fac reclamații, înseamnă că parolul... Nu, 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 persoanele, o parte de persoanele mei, am discutat personal cu ei, nu pot nu vor să depun o plângere scrisă, pentru că ori cum mătru, ori neam, ori străneam, și cum e la lui zică lucrul, dacă toți suntem neamuri între noi. Așa. În schimb, oamenii s-au dus la paroc. La paroc chiar, și parocul domnul s-a apuce să le iei plângerii. Așa, dar la parohii, cred că au fost vreo 30. Așa, la poliție au fost vreo 6-7. Așa, și eu mai fost la primărie. Pentru că așa e... Mai... Și... Sunteți toți din Luizii Călugăra, deci așa e și omul din Luizii, caracterul. În momentul în care nu cunoști, dacă nu mă găsești pe mine, mă știi din mai mulți ani, găsești colegii sau alți polițiști care sunt la patrulă, chiar am avut o speță acolo două să... Unde stă X? Așa. Du-te până acolo, îi spun la un coleg și spune că ăla e acolo și ai la soră sa. Sora lui ce spune? Da, nu vorbesc cu el de 2 ani de zile. Da. Acoză înainte, mergeau din mână la biserică. Așa, păi dar cum poți să mint? Dar nu știam cine era. Păi era îmbrăcat în polițistat, dar acum am văzut în viața mea cum se spune unui frate meu. Era la ea cântie. Așa, asta e omul, deci, așa e, fiecare comună are specificul. Deci dacă nu cunoști eu respectiv, chiar dacă e vorbeam în stat sau cine fi, nu prea discut. Dacă vine un țăgan să cumpere fier, cu ăla stă la fărâsul și-i dă și de mâncare și de băut. Deci dacă e un reprezentant al unei instituții, cu ăla nu trebuie să la bărcă. Așa suntem noi. Și nu discută toate problemele cu colegii de mele sau cu alți băieți de la patrulă, care sunt patrulii la schimbul 1, 2 și schimbul 3. Pentru că nu spune. Și când vine doar de a spune, da, știi, eu spun mătru, mi-au cununat. Fata mi-au răsucit nepoata. Dar problemele există, sunt reale. Deci cel puțin de la Secei Orociocu, chiar dacă o să vină și o să plângă Secei Orociocu aici la 20 de ani, problema dumnealui, așa, dar problemele există. Deci parocul a spus și alți preoți, doamne, eu vară am fost doar cu geamul deschis. Răspunsul administrației, matale, părintea e cameră cu partea aia la altă. Doamne, dar asta e problema, unde am eu camera în care mă odihnesc,
Dar problema e că tot să-l faci și tu, de fapt, e legea că nu poți să mai fumezi în bar și ies afară, în față. Și afară și aduce aminte din mama, din tata, cu toate prostiile. Și apucă, și bagă, și scoate, și scoate toți sfinții din la locul lor. Dar mai sunt acolo că au căzut vreo 20. Au mai rămas, au mai zis la tătărie. Acolo e ultimul drum. Nu se renuiesc. Deci, în lui zic, deci, real, la momentul de față, în afară de barul domnului Vereș Ghentă sau soției dumnealui, nu este un bar deschis ziua. Pentru că mai sunt clienți. Ori spre care din țară, ori au trecut de altul. Așa, și au ajutat preotul ultima dură. Dar mai, barul de asta e deschis după amiază, neavând clienți și ce-ți gândesc? Păi, când deschid? De la ora 6, după amiază, și dăm până la ora 2. Sunt 8 ori, numai bine, poți să plătești și omul. Așa, dar când se întâmplă toate menologii și de unde pleacă? Toate pleacă de la băutură. Deci asta e una de pauze, nu mai pun invrezi cu alții. Așa, o băut și-o adus aminte și de una de altă, dă-i una pe spiori, te apucă, te rupi scăpte de stricat. O leacă, domnul Valeriu. Așa, deci a fost gardul de la parohie stricat. Am vorbit cu parohul care l-a la un moment dat, vine și te pune plângere. Știi, mă pun rău cu oamenii. Bine, ne pune rău cu oamenii, dar lăsa să ne strice. Gardul la parohie din ce bani ai făcut? Nu din banii oamenilor, la urmă ori. Banii ai din, au venit de sus, de la doamne, doamne, nu au venit ca lumina. Nu știu de unde au venit. O leacă, domnul Berești, scrii la cuvânt dacă dorești. Tot în, când au fost gardul parohiei, au fost alte persoane care au avut prejudicii. Chiar se ce o rociopu, domnul Cojan a avut gardul ruptă, încă vreo 3-4 persoane. Au venit oamenii cu plângeri. Mai mult îndemnați sau neîndemnați. Așa, parohia s-a abținut, e dreptul omului. Așa. Dar se întâmplă, deci de la bar, neapărat de acolo, și pleacă și de la celălalt de bar. Așa, și la, ca să revenim și la Cojan, o să vină și o să plângă oamenii și să apucă, mă reclamă, peste tot, deja s-au apucat de o săptămână, e problema dumneavoastră și dreptul dumneavoastră, așa de la Cojan, acolo, așa, el nu are pe bar. În schimb, și-au făcut o bașă care este privată, o încăpere, și acolo ține copilașii. Așa. Acum copilașii aia sunt a tuturor. Așa, acei copilași care stă și bea azi, bea mâine, se urcă crăscău în cap și își lasă unul dintre noi mașina în fața bisericii sau trimite copilul în fiune, ăla ori se urcă mașina, ori dă în cap la copil, ăla de fapt e mai grav. Asta era ideea ca să vă gândiți. Când spune domnul Veron că se poate reclama în contențios administrativ și mai departe. O altă întrebare, chiar am să găsesc o pârghie să discut cu și domnul David, poate spune și pârghii legale. Așa, curios, în Bacău, un administrator societate sau cât s-a dus și s-a plâns la ușa primarului Necula că nu i-a aprobat să un anumit orar la programul de funcționare. Întreb și eu. Acum, care sunt lucrați în comerț și care aveți acuzat genul ăsta, știți mai bine. Poate domnul David poate spune și o variantă legală sau ilegală. Acum, în calitate de avocat, poate să fie și cu ăla rău și cu ăla bun. Că asta e meseria pe care e pe lui. Groparul în groapă, popa îl botează cu unul și îl îngroapă. Poți să facem o comparație și cu celelalte localități, adică și cu satele, comune, nu? Exact, vreți o comparație? În toate comunele, Sarata nu are niciun bar cu ora 22, Măgura nu are niciun bar cu ora 22, deci nu ne referim la hotel care e hotel, Helen, nu-i la domnul Fiorța care merge un hotelier. Așa. Și Bălcescu are un singur club, care e până la 12 noaptea. Atâta și discoteca care e doar sâmbătă. Deci mă refer de astea patru de pe zona 1 de patrulare. Așa, și nici comunele din celelalte părți. Mărcinele are tot ceva până la ora 11 sau 12, care e doar sâmbătă sau duminica. Sau cești nu are, iletea vechii nu. Dar se întâmplă fapte. Deci, ideea, partea mea poate să fie autorizată până la 6 dimineața. Există patrule, nu-i problemă. Dar când se întâmplă faptele, deci după faptele respective, suferă omul, de punct de vedere pecuniar, suferă omul ca leziuni, așa, pierde timpul pe la poliție, pierde timpul pe la instanță, acum unii se bucură sau mai mult sau mai puțin. Dar nu e bine pentru comunitate. Copiii ăia, eu îi văd, fiind de câțiva ani în comună, care au fost clienți aici la post de-a lungul timpului, tot clienți au rămas în continuare. Chiar dacă s-au chinuit mamă sau l-au scos din groapă, l-au pus pe mal. L-au stat pe mal azi, l-au căzut în groapa de lângă. Pentru că au văzut, poate și la părinți, că o băut și mama, o băut și tata, o umbla și tata, o umbla și mama, și copilul îl pierde. Și când îi pierdem cu ăștia, deci viitorul ce vine din urmă. Așa, noi învățăm cu toții, că e irreversibilă chestia, dar că rămân și rămân numai modelele de ăștia care de o anumită calitate și vor să facă ceva în viață, eu sunt părinții în fru, fac ceva în viață, dar nu rămân în comunitate, pleacă. Și o să rămânem aici bătrânii cât mai sunt, noi când îmbătrânim și restul leturilor. Poți să vă dau și eu... Acum, așteptam. Am văzut că fie azi de domnul Gheața. Da, fie la minus 10 grade. Ideea în felul următor.
Deci încercați să rezolvați o problemă asiguranței cetățenilor, pe bună dreptate, dar dacă noi nu avem o statistică sau reclamații care să vină din partea cetățenilor, ca noi să avem o bază prin care noi să putem să luăm această decizie. Că... Fac o informare cu privire la treaba asta. Păi asta vrem. Aduceți-ne la cunoștință oficial și după aceea noi vom lua în conformitate cu legea. Pentru că altfel, fiecare societate poate să-și desfășoare activitatea după un program pe care și-l stabilește singur. Bineînțeles, cu condiția de a nu perturba liniștea și ordinea publică. Dar dacă noi nu avem aceste reclamații prin care noi să le demonstrăm lor că ei, prin activitatea lor, după ora 22, perturbă această liniște, asta spun, se duc și contestă și câștigă. Și atunci noi să nu avem, să nu muncim degeaba, avem nevoie de lucrul ăsta. Și cu asta vreau să nu poate dat doar numeric, atâta. Trebuie să avem... O leacă, un pic. O leacă, un pic. O leacă și un pic, da? Există acea lege 677 care protejează datele cu caracter personal al... Nu, dar noi nu avem nevoie. Vă dau numeric. Atâtea fapte contravenționale. Așa. Și atâtea fapte penale. Și credeți-mă că majoritatea faptelor penale, și ce țin de contravențional, pleacă din jurul bisericii. Și culmea, nu care s-a întâmplat, eu l-a spus preotul, mergeți și vă certați. Zice, mergeți în pace când plecăm din biserică. Am înțeles. Noi nu avem nevoie de nume și prenume. Exact. Vă dau numeric. Statistică, domnule, în ultimul an s-a întâmplat atâtea situații de genul acesta. Fac o situație genul ăsta până la următoarea ședință, să zicem, cu ultimii 3-5 ani. Ce mai poți să mai extrag din ce arhivă mai am? Eu zic și un an de zile ar fi suficient. Între timp mai muri dintre ei. Oricum, noi un an de zile putem să... Nu rezultă și nu mai decedat din cauza că oricum cei care pleacă în biserică nu se bat 100%. Cei care sunt la biserică se bat 100%. Nu, dar nu se bat 100%. Bine, care stau în fața bisericii și nu intră în biserică. Și noi trebuie să luăm această măsură pentru toate cărciumele din lui. Nu putem să luăm... Atâtea sunt. Nu putem să luăm pentru... Nu, Gheța, sunt... Mai mult decât atât, dacă e să respectăm legea noastră secretară, noi nu avem voie să dăm autorizații funcționale pentru băuturi, pentru des... În jurul bisericii, la 5, nu, în jurul locașilor de cult, la 500 de metri, la mai multe de 500 de metri, cu desfacerea băuturilor alcoolice. Asta ar însemna ca nimeni tot. Din jurul bisericii să nu... Deci, totuși, sunt niște... Mai ales să te consulți, chestii și mai... Dacă toate s-au concentrat aici... Nu e ok. Lucrul ăsta nu este ok. Dacă trăia Dumnezeu să-L odihnească pe părintele Parol Pal, nu se întâmpla lucrul ăsta. Nu mai construia nimeni până acum. Deci, deci eu vă spun, domnul primar, cred că știi singurul ce discuții au fost când am construit eu aici, la statuie. Și o statuie, s-a ajuns până la provincie. Păi, cum Doamne acum? Și în fața bisericii, acum sunt crășme, dar e strigător la cer, sincer. Problema e că o parte dintre enoriași, în loc, adică o parte sunt biserică, și cam o, hai, zicem, nu o treimi, la un 10-15% sunt la baruri la momentul ăla. Faptul că au un program barului, duminica își deschid ziua. Pentru că atunci vine omul la biserică, clienții... Nu, nu, asta a fost întotdeauna. De asta când a fost barul, a fost ciclu. Cine știe de ciclu, știe. Așa că ce să mai... Da, avem și un specific, nu-mi place apa. Asta este vorba de... Aici e vorba de fiecare cum e crescut și fiecare ce are în cap. Deci acolo nu putem noi să lucrăm la mintea omului, să-l conștientizăm noi de... Haideți să lăsăm creșența viitoare, să invităm mai mult să rugăm între parcul, să vedem la școală, să facem o ședință. Am văzut că parcul vrea să apară la ședința asta, dar nu a apărut la problemă. Poate atunci și statistica un pic. Pe baza acestor statistici, noi putem să luăm măsuri, dar altfel nu poți. Bă, dar n-ai nicio plângere, tu poți să faci. Dar cum? Ce treaba e? Există, nu mă faceți greșe. Dar vă invit în fiecare seară, după ora 21, să stați în zona bisericii. Plătiți dumneavoastră? Poftim? Plătiți dumneavoastră, dacă nu știți. Stați, nu-ți consumați. Stați și observați. Analizați situații. Și eu am un obicei mai prost așa, chiar dacă vin la orice oră din zi, din noapte, de undeva, fac o tură în comună, stânga, în dreapta, cu mașina mea, mă duc, bă, ce la 11 noapte? Acolo 6-7 clienți, acolo sunt 10 clienți. Cam aceea. Deci barul nu sunt. Deci barul în comună, nu poate să convine, doamne. Deci în comună sunt 1, 2, 3 baruri marșalate. Baruri marșalate, alte baruri nu există în comună, decât patru. Nu mai sunt. Așa. Este un singur bar care e în depărtare la domnul Pereș. Restul sunt acolo, concentrate. Și discotecă care e la săptămâna asta. Nu mai este niciun bar. Prea multe vii.
O mică paranteză vreau să fac. Din câte știu, sper să nu mă înșele memoria, pe platou bisericii este de administrația parochiei. Are prea platou. Nu are proiect. Deci cu acordul parochiei poate să iasă din bar, din alimentar, prin desert. Nu puteam să investim, nu puteam să investim pe platou, fiindcă deci ca primărie, oameni. E piață, dar biserică nu știu trebuie. Dar nu trebuie să nu așa. La urmă, da. E vorba de respectarea unui program, deci așa, după aceea ce urmează... Doamne, bine, până bine, cum se întâmplă ceva, până la... Deci, până când se întâmplă la urmă? Am urmărat ceva, ce problemă a fost la comercial? Păi când eram acasă, când eram acasă, era joar. Deci aici, până la 10 și la... La 10 pleacă de acasă. Și legea... Asta e la mingea interiorul noastră, la fiecare noastră. Dar cu ajutorul poliției. Așa, poliției nu. Sunteți într-un mare avantaj, sunteți mai departe de comună. Eu n-am avut trebuie să fie înregistrat. Dacă știi să respecti. Deci, nu prea vorba de preconcepție. Cine duce la bară? Nu e îngeraș. Probabil erau și alte vremuri. Cine va fi 56, la orice să face. Să fie și primăria... Este codul tine. Codul tine. Nu e chestia de strângerea asta locală. Vreau să spun că toți se adun la primărie, viteza la primărie, șoarece la primărie, câteva la primărie, moașele comunale trebuie la primărie. Bine, vara și de domanii sunt toate străzile acum la noi. Nu mai tot l-am asfaltat. Nu mai bine. Da, nu puteți asfaltat. Nu puteți asfaltat. Deci vă mai spun o treabă, chiar dacă pare din răsul plânsul, să oprești curentul comun, sunt la primărie. Domnule, dar unde îți plătești factura? La IREE. De telefon la IREE. Deci, nu, este o chestie la noi, general, totul fac la primărie. Ori, nici nu vreau să te încheiar. Bine că sunt întrebarea. Cum? S-au ales reprezentanții cărgării. S-au ales oamenii sunt la primar. Bun, nu astea problemă, dăm și telefon, bine că aflăm și dăm în timp util. Nu asta e problemă, dar sunt multe chestii, nu are treabă primăria acolo. Da. Mai este o chestie cu laptele proapte, am făcut la timp. Primarii sunt fericiți dacă mamele au laptele. Asta este ceva ce trebuie. Cunoscut, nu-i Brăjan, nu-i bani, nu-i primar. Cam asta s-a ajuns. Nu mai dă amendă milițianul la ăia care încalcă viteza. Legal, dă primarul. O altă chestie, dacă am adus aminte, la articolul 5 din legea 61, scrie așa, tot ce prevede legea 61 privind norme de convenție socială, ordinea și legea publică, sunt constatate, deci, toate sancțiunile, așa, sunt constatate că primari împuterniciți, țin agenții poliției, jandarmerii și poliții de frontieră în raza de responsabilitate. Deci, prima dată a trebuit primăria să cerșuri la primărie, o statistică. Haideți să spun ce am așa scrie, în timpul primării, trebuie făcută de mine. Noi am fost atrecămința de cea obligatoare, să nu știu de dar nu poți face angajă. Deci unde este? Ce la serviciu, obținerea vieții de la așa, obținerea de la așa și pentru până la urmă? Dar avem posturi prinse, nu poate să se prinde? Poate să... Deci restricția, asta este mai mult să scoate. Dacă reușim înaintea celor trei comune de aici, pe zona 1, suntem mai tari decât ei. Da, dar sărata are de zăbuturi, poți doar angajat. Păi nu, dar poliții locale nu are locul. Să ucești de vechi mărgineniu, nu? Ce celelalte patru comuni au. Deci noi am rămas ăștia patru fără. Cu telecamerele... Da, am mai inițiat. Acum am prins banii. Acum să dă și pe o dragă o să... O să mă întâlnă cele 16 camere și cu spatul la primărit. Astea le-am discutat, le-am... Am avut o mică problemă. Trebuie să obținem de la IRE cu plan de situații, aviz de apasare pe stâlp. Eu... Întâi să obținem, după aia scoatem la licitație. Am studiat cu un specialist ca să vadă care e infraroșu, cu să fii totuși... Fii și utile. După aceea trebuie să vă constatați mai ușor. De comunale regionate care au, să știți că sunt de folos. Cum să nu? Era discuția cu acei 15.000 de euro pentru acele dispozitive Wi-Fi. Gratuit, într-adevăr. Dar nu mi se pare făcut pe el pe internet, solicitarea la minister sau de unde o să vină. Dar eu stau și mă întreb, o să le montăm undeva în primărie. Ce să fac? O să ne toți copiii după aceea aici la coadă la Wi-Fi?
măcar îi facem primăria, poliția de mapă. E obligatoriu. Totuși mă dat undeva unde să aibă acces, nu poți mă plau în bar sau undeva la... Nu, depinde ce lasă pe... La școală, la... Un dat de acțiune și te poate monta în zone... Ca să vorbești cu părintele, poate primești un biserică. În biserică. În biserică. În biserică. În biserică. Domnul primar, vine la biserică, vreau să barbă să-mi dau. Nu, nu, am primit. Stai cu și bar și... Se atrage bar, se scoate de la bar. Aici, când mai departe. Se face să facă barul pe prejurul primăriei după aceea. Dar barul le-o cum au aici.